știrile Amiezii, informația de ultimă oră în criza COVID-19, un nou bilanț îngrijorător, mai puține cazuri, ușor mai puține față de ziua precedentă, dar și astăzi depășim 10.000. Suntem la 10.826 de cazuri, rămâne în continuare numărul persoanelor internate la ATI destul de mare, 1.320 în stare gravă așadar. Timiș, București și Ilfov sunt la o incidență de peste 6 la mie. Împreună cu colega mea, Carla Atanasie, ne uităm peste aceste date. Carla, bine ai revenit. Cum stăm din punct de vedere al numărului de teste, cum stăm din punct de vedere al îmbolnăvirilor astăzi? Testarea a crescut în ultimele zile. Ce observăm astăzi este că rămânem la peste 10.000 de cazuri, practic aproape 11.000. După ce ieri am avut peste 11.000 în capitală, din nou foarte multe cazuri, 1.561 de infectări, rămânem la peste 200 de decese, practic o dublare față de ce am văzut până acum în raportările zilnice. În terapie intensivă sunt 1.320 de pacienți, cu 53 mai mulți față de ziua de ieri, și sunt 11.742 în toate secțiile care tratează acești pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Sunt peste 70.400 de teste. Asta înseamnă o rată de pozitivare de 15,3%. În continuare, rata de pozitivare este una foarte mare și în spitale am văzut că este o situație foarte grea și în secțiile de terapie intensivă și în unitățile de primiri urgențe, unde sunt peste 1.400 de pacienți care așteaptă să se elibereze un pat, fie că vorbim de pat într-o secție ATI, fie că vorbim de un pat într-o secție normală. Mai există o criză în paralel, Carla, cea a persoanelor care s-au infectat în această perioadă și care au nevoie de testare la domiciliu. Astăzi am văzut ambulanțele, de exemplu, nu mai fac față solicitărilor, ajung destul de târziu pentru a testa în locurile în care sunt solicitate. Cum stăm aici? Și aici stăm foarte rău, în special în capitală și în Ilfov. Ilfovul este ca și Bucureștiul de astăzi, cu o incidență de peste 6 la mie. Testările au crescut foarte mult în luna septembrie. Am văzut și noi că a crescut și numărul de cazuri. În acest moment, de exemplu, sunt aproape 2000 de adrese la care trebuie să ajungă angajații ambulanței București-Ilfov. Oamenii sunt nevoiți să aștepte și 72 de ore cel puțin. Dacă nu vor să aștepte, singura variantă este să meargă și să își plătească testul undeva la o clinică privată și să vadă care este starea lor. Dacă nu aleg această variantă, este de preferat să aștepte, să rămână izolați în casă până în momentul în care ajungă angajații ambulanței să le facă acest test. În paralel, deschidere pentru doza 3. Foarte multă lume am văzut în aceste ore, în câteva centre, e adevărat, din București, dar nu numai. În plină desfășurare, oricine dorește, ce trebuie să aibă, să îndeplinească minime condiții, poate să se vaccineze. În primul rând, trebuie să aibă cel puțin 6 luni de la rapel, deci de la cea de-a doua doză. Și ieri, pentru prima dată, am văzut din nou cozi la centrele de vaccinare. Nu foarte mulți oameni, dar așteptau la rând și unii erau chiar pentru prima dată, pentru prima doză să se imunizeze. Motivul nu neapărat sănătatea lor, ci aceste restricții care urmează să fie impuse și atunci oamenii au zis să mergem să ne vaccinăm. Este important să facem și cea de-a treia doză. Trebuie să știm că din momentul în care facem cea de-a treia doză, avem anticorpi la nivel maxim în 12 zile. Deci este un efect destul de important, având în vedere că acum ne aflăm și într-un punct important al pandemiei la un număr foarte mare de cazuri, însă ne așteptăm la peste 20.000 de cazuri în luna octombrie. Am auzit ieri. Ne spunea ieri doamna doctor Pistol de la INSP, deci estimările nu sunt unele bune deloc. Ce se întâmplă în aceste condiții cu spitalele? Spații de primire încă pe aici pe acolo mai există? Spații de, pentru pacienții care nu au neapărat forme foarte grave încă mai există? Ce se întâmplă cu terapia intensivă? La terapie intensivă trebuie să crească numărul de paturi și deja suntem într-un punct în care cineva va avea de suferit și de aceea din nou vor avea de suferit pacienții cronici. Ca să faci paturi de terapie intensivă pentru COVID înseamnă că le iei de la pacienții cronici. Deja am văzut că la Spitalul Marius Nasta operațiile au fost sistate. Ieri în videoconferința cu managerii de spitale, cu prefecții și cu directorii de DSP-uri, ministrul interimar al sănătății l-a spus că dacă este nevoie să sisteze din activitate, managerii să vină cu aceste propuneri, dar să facă paturi pentru pacienții cu COVID-19, pentru că vedem că dacă ei nu primesc îngrijiri medicale imediate, se ajunge la fel de repede la deces.
Mulțumesc tare mult, Carla, mulțumesc pentru aceste explicații. Așadar, a doua zi cu aproape 11.000 de cazuri, 10.826 mai exact, din păcate și numărul persoanelor internate în terapie intensivă. Deci în stare gravă rămâne unul destul de ridicat, 1.320. Timiș, București și Ilfov sunt la o incidență de peste 6 cazuri la mie. Foarte scurtă.